папе. Odată cu preluarea mausoleului Focșan Sud în administrarea Muzeului Vrancei, de câteva zile el a fost redeschis. Avem în vedere faptul că vom sărbători anul acesta 100 de ani de la intrarea României în război și dorim să asigurăm un program unitar de manifestări la toate cele patru mausolee care se află în administrarea instituției noastre. Cu acest prilej aș vrea să rog cetățenii din zonă să înțeleagă că acest spațiu al mausoleului Focșan Sud nu mai este loc de joacă, nu mai este loc de tenis cu piciorul, nu mai este loc de întâlniri și așa, nici de mânca semințe aici. Este bine să cinstim pe cei care s-au jertfit pentru idealul realizării unității, desăvârșirii unității statale a românilor și ca atare să avem mai multă grijă și mai multă pioșenie față de ceea ce reprezintă un mausoleu. Acestea fiind spuse, sperăm să găsim înțelegerea necesară și de comun acord să putem realiza lucruri într-adevăr care să aibă ca obiectiv tocmai aceste sărbătoriri în lanț în 2016, 2017 și 2018 legate de ceea ce s-a întâmplat acum 100 de ani.